Pe 16 iulie 1969, Apollo 11 a fost lansat de la Cape Kennedy cu un obiectiv extraordinar, aducerea omului pe lună. 4 zile mai târziu, pe 20 iulie, comandantul Neil Armstrong și pilotul modulului lunar, Buzz Aldrin, vor fi primii oameni care vor păși pe lună. Pilotul modulului de comandă, Michael Collins, avea să rămână cu aeronava în timpul plimbării. Ajungerea pe lună este un moment istoric important pentru SUA și pentru omenire, dar acest succes incredibil ascunde și o serie de secrete la fel de impresionante. Așadar, iată câteva dintre lucrurile ascunse de către misiunea Apollo 11 și de către primul om care a pășit pe lună, Neil Armstrong. Primele cuvinte controversate. Transcrierea oficială a primelor cuvinte istorice rostite de Neil Armstrong când a pus piciorul pe lună au fost următoare. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire, dar se pare că între cuvintele pentru și om au mai existat și alte sunete neînregistrate. Ei bine, ar fi putut fi vorba de zgomotul static de la un serviciu slab, sau ar fi putut fi vorba de încărcătura de pe scena lunară. Indiferent de asta, se pare că Neil ar fi putut omite un cuvânt în mesajul său prestabilit către lume. Se pare că a intenționat să spună, acesta e un pas mic pentru un om. Probabil că acesta a omis cuvântul un. Deoarece cercetările nu au fost concludente pentru a determina formularea finală, rămâne la discreția istoriei. Buzz Aldrin s-a împărtășit pe lună. Când modulul lunar Eagle al Apollo 11 a intrat în contact cu luna, Armstrong și Aldrin au fost instruiți să aștepte înainte de a coborâ. Această pauză de o oră le-a dat timp bărbaților să se pregătească fizic și emoțional pentru a păși pe suprafața lunii. Eram cu siguranță conștient de faptul că acesta era punctul culminant al muncii a 300.000 sau 400.000 de oameni pe parcursul unui deceniu și că speranțele și aspectul exterior al națiunii depindeau în mare măsură de modul în care vor ieși rezultatele, a spus Armstrong. De cealaltă parte, Aldrin a intrat în sistemul de comunicații și a vorbit cu echipajul de la Sol de pe Pământ. Aș dori să solicit câteva momente de tăcere, a spus el. Aș dori să invit fiecare persoană care ne ascultă oriunde și oricum s-ar afla să contemple pentru un moment evenimentele din ultimele ore și să mulțumesc în felul său individual. Aldrin a mulțumit prin împărtășanie. El primise permisiunea de a duce pâine și vin în spațiu și de a se împărtăși de unul singur. Ce am lăsat în urmă? Știți că am lăsat un steag american pe suprafața lunii, dar știți și ce altceva mai lăsat acolo? În primul rând, suveniruri care îi onorează pe ceilalți astronauți, al căror sacrificiu ne-a oferit informații suplimentare despre cum să reușim să ajungem cu succes pe lună. Celelalte lucruri pe care le-am lăsat, deșeurile astronauților, împreună cu alte lucruri de care nu mai era nevoie pentru călătoria de întoarcere acasă. Un stilou a salvat misiunea. În timp ce bărbații se pregăteau să se întoarcă pe pământ, au observat că un întrerupător de circuit s-a stricat. Dar acesta nu era un întrerupător oarecare, era cel care urma să permită modulului lunar să decoleze de pe lună. În toată agitația dintr-un spațiu atât de mic, întrerupătorul fusese pur și simplu scos. După ce au anunțat controlul misiunii și au tras un pui de somn, nimeni nu s-a gândit la o soluție. Aldrin a scos un stilou din buzunarul de la umăr. Potrivindu-se perfect în deschizătură, întrerupătorul a ținut și oamenii au putut să se ridice de pe lună. Carantina de întoarcere acasă. Misiune îndeplinită. Acum nu atingeți nimic. E posibil ca o declarație similară să fi fost făcută atunci când astronauții care se întorceau de pe suprafața lunii au fost băgați în carantină. Pentru că nimeni nu putea fi sigur că pe suprafața lunii nu se aflau germeni extraterestri și boli necunoscute, astronauții au fost ținuți în carantină timp de o lună la întoarcerea acasă. De la aterizare, cei trei au fost conduși în instalația mobilă de carantină, o remorcă transformată pentru transport aerian. Apoi au fost transportați cu aceasta la laboratorul de primire lunară, o clădire special construită doar pentru această lună de carantină. Cuvinte de rezervă. În cazul în care misiunea Apollo 11 s-ar fi încheiat mai degrabă cu o tragedie decât cu un triumf, scriitorul de discursuri al președintelui Nixon, William Safire, era pregătit cu un discurs. În loc de faimoasele prime cuvinte ale lui Neil Armstrong, istoria ar fi putut rămâne cu o altă declarație în minte. Soarta a rânduit ca oamenii care au mers pe lună pentru a explora în pace să rămână pe lună pentru a se odihni în pace. Din fericire, cuvintele au rămas nespuse. Discursul se află acum în Arhivele Naționale Americane. Neil Armstrong a păstrat o serie de artefacte de pe lună. Primul om care a pășit pe lună a păstrat o pungă plină de pietre mici din modulul lunar Eagle. Geanta de depozitare a fost descoperită de văduva lui Armstrong după ce acesta a murit în 2012. Am primit un e-mail de la Carol Armstrong în care aceasta spunea că a localizat într-unul dintre dulapurile lui o pungă albă din pânză plină cu obiecte mici și asortate care păreau să provină dintr-o navă spațială, a scris Alan Needle, curatorul Apollo de la Muzeul Național al Aerului și Spațiului din Washington. Inutil să spun că pentru un curator al unei colecții de artefacte spațiale e greu de imaginat ceva mai interesant.
Geanta a fost denumită geanta McDivitt, după numele astronautului de pe Apollo 9, a cărui idee a fost de a o include la bordul navei. Conținutul acesteia, identificat de Needle și de echipa care a realizat jurnalul Apollo Lunar Surface Journal, includea centura de prindere lui Armstrong, luminile de serviciu și suporturile lor, plasa de echipament, o cheie de urgență, vizorul optic care a fost montat deasupra ferestrei lui Armstrong și camera de achiziție a datelor care a înregistrat imaginile emblematice ale apropierii finale a modulului de aterizare și coborârea lui Armstrong pe scară pentru a face pasul mic pe lună. Mănușile și petele gri. Mănușile lui Neil Armstrong de la aselenizarea misiunii Apollo 11 au fost expuse la Muzeul Național al Aerului și Spațiului Smithsonian în 2012. Vizitatorii au remarcat petele gri de pe mănușa dreapta lui Armstrong. Personalul a fost confruntat cu întrebare: ce sunt acele pete? Oamenii de știință au crezut că au rezolvat misterul vechi de ani de zile cu ajutorul unor analize asupra mănușilor și a petelor gri ale acestora. Petele au fost cauzate de praful lunar prins între pânză și înveliș, potrivit unui comunicat de presă în 2016. Pânza din care sunt făcute mănușile este fragilă, a spus ei, și necesită reparații. Lisa Young, conservator principal al costumelor spațiale, a comparat procesul de reparare cu adăugarea unui strat transparent de lac de unghii la sfârșitul unei manicuri pentru protecție. Cercetătorii au observat pete similare chiar pe costumul spațial al lui Armstrong, iar documentele aferente au dezvăluit reparațiile făcute la costum care au cauzat petele. Experții cred că reparațiile la costum au fost făcute înainte de zbor, lăsându-le susceptibile la praful lunar. Praful lunar a trecut prin strat, care este mai moale decât materialul original și a rămas blocat dedesubt. Nu a penetrat costumul sau mănușa în sine. Armstrong a fost un pilot prea bun. Deși pare contraintuitiv, Armstrong a aselenizat prea ușor pe suprafața lunii. Experții spun că el ar fi trebuit să oprească motoarele când modulul de aterizare se afla la câțiva metri de suprafață. Oamenii de știință de la NASA au construit modulul de aterizare cu picioare care să se prăbușească la impact pentru a absorbi șocul. Deoarece Armstrong era un as al pilotajului, picioarele modulului de aterizare nu s-au zdrobit niciodată. Ca urmare, astronauții au fost nevoiți să iasă din modulul de aterizare cu câțiva metri mai sus decât era prevăzut, ceea ce însemna că primul pas mic a fost mai mult un salt. Aroma lunii. V-ați întrebat vreodată cum miroase luna? Când Aldrin și Armstrong, acoperiți de praf lunar, s-au întors la modulul Eagle, au raportat că luna mirosea puțin a cenușă umedă și a praf de pușcă. Presurizarea cabinei la întoarcerea lor a fost în sine o operațiune îngrijorătoare. Unii oameni credeau că praful lunar este inflamabil și că se va aprinde imediat și că va intra în contact cu oxigenul. Din fericire, nu a fost cazul. Încă sunt multe lucruri pe care nu le știm despre lună. Am vizitat luna acum o jumătate de secol și nu ne-am mai întors de atunci. În acest timp, am lansat nave spațiale robotizate în sistemul nostru solar și am aflat despre lumi îndepărtate. Între timp, oamenii de știință continuă să mediteze asupra vizitatorului stâncos de pe cerul nostru nocturn. Misiunile Apollo ne-au ajutat să rezolvăm multe dintre misterele lunii, dar există încă multe alte întrebări care au rămas fără răspuns și chiar câteva care au apărut ca urmare a mostrelor aduse de astronauții Apollo. Există numeroase întrebări științifice care au apărut în parte din dovezile Apollo, a declarat Roger Lunius, fostul istoric șef al NASA. Există o serie întreagă de lucruri care pot fi câștigate dacă ne întoarcem înapoi, cum ar fi colectarea de material suplimentar și colectarea de noi date, a adăugat el. În timp ce NASA se pregătește să trimită din nou astronauți pe lună până în 2024 și pe fondul mesajelor contradictorii din partea administrației americane cu privire la viitoarea misiune, oamenii de știință reafirmă că luna încă mai deține multe secrete pe care trebuie să le explorăm. Avem o mulțime de întrebări mari, a declarat Sarah Noble, director al programului de analiză a mostrelor Apollo de generația următoare de la sediul NASA din Washington. Ceea ce s-a întâmplat în ultimul deceniu a fost că am pus o mulțime de lucruri pe orbita lunii, ceea ce ne-a oferit o imagine globală. Acum știm unde să mergem pentru a răspunde la aceste întrebări, a adăugat Noble. La aproape 40 de ani de la întoarcerea de pe lună a fost găsită apă în interiorul unor mostre de roc aduse din misiunea Apollo 15. Descoperirea din 2009 a deschis un domeniu complet nou de cercetare lunară, deoarece a sugerat că apa ar fi putut exista pe lună încă de la formarea sa. Existența apei pe lună e crucială pentru viitoarea explorare spațială, deoarece aceasta ar putea fi folosită pentru apă potabilă și combustibil pentru rachete. Timp de 40 de ani am crezut că eșantioanele erau complet uscate, a spus ea. Acum înțelegem că există un ciclu al apei, dar nu înțelegem cum funcționează. Poate că nu înțelegem încă ciclul apei, dar acum avem instrumentele necesare pentru a-l descifra. Din punctul meu de vedere, avem tot felul de instrumente care nu existau înainte, a spus Paul Hain, profesor asistent la Departamentul de Științe Astrofizice și Planetare de la Universitatea din Colorado. Hain a adăugat că instrumentele au devenit atât de miniaturizate încât acum încep cu ușurință în navele spațiale.
În afară de apă, dovezile recente au sugerat de asemenea că există gheață pe Lună. Un studiu din 2018 a confirmat că există lucruri înghețate pe sol la polii nord și sud ai Lunii. Neil Armstrong și NASA cu siguranță au ascuns o serie de lucruri privitoare la prima misiune umană pe Lună. Aceste secrete încep să fie descoperite în prezent, dar ele creează și mai multe mistere la rândul lor despre satelitul nostru natural. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!